Stop. Gata. Stop. Okay. Cum, care ar fi concluziile după acest ultim amintământ? După ultimul sau concluziile cantonamentului? Până la urmă a fost cantonament de pregătire bun, putea să fie și foarte bun dacă nu existau anumite accidentări acum pe finalul cantonamentului, dar ținând cont că există o anumită stare de oboseală normală, mai ales când vii după vacanță și când începi foarte brusc, începi să încarci, nici nu poți să încarci foarte, foarte mult, pentru că, iată, campionatul bate la ușă, mai avem fix o săptămână până când avem primul meci acasă pe Giulești. Zic eu că a fost un cantonament bun, cum am spus și mai devreme, se putea să fie unul și foarte bun. Cred că am făcut lucruri bune și lucruri mai puțin bune în toate cele trei meciuri amicale. Ați văzut și plusuri și minusuri. Sunt lucruri care cu siguranță se vor reglementa. Perioada este una destul de scurtă, sunt foarte mulți jucători noi. Ați văzut că suferim la relații de joc, lucru normal. Mai avem nevoie de timp pentru a suda anumite relații de joc, dar în timp se vor regla și aceste lucruri, pentru că odată cu trecerea timpului, prin antrenamente și de ce nu prin jocuri amicale și oficiale, lucrurile se vor îndrepta și vom crește de la zi la zi. Sunteți mulțumiți pe total de cum se prezintă noile transferuri? Este foarte greu să faci radiografia unor jucători noi când încerci să-i integrezi într-un grup, venind de la alte echipe, cu alte stiluri de joc. Eu zic că am făcut transferuri bune, sunt ferm convins că ne vor ajuta pentru a ne îndeplini obiectivul pe care îl avem acum până la finalul sezonului. E clar că avem nevoie și ei au nevoie de timp, nu este ușor să schimbi echipa, să schimbi țara, să te acomodezi. Trebuie să avem răbdare cu ei și sunt convins că alături de ceilalți jucători vor forma o echipă competitivă și o echipă care se va bate la primul loc. Căutați și un portar, pentru că se tot vorbește de Horațiu, care putea pleca. Hai, momentan Horațiu este portarul Rapidului, se te vorbește de vreo 2 ani de zile. Că... Da, dar sunt 2-3 zile pleacă. Mai mult se vorbește, mai mult vorbiți dumneavoastră acum. Nu și normal teamă este. Pierdeți 2-3 zile? Nu mi-este teamă, clar că îmi doresc să rămână și el cred că se va gândi de mai multe ori înainte dacă într-adevăr va avea o ofertă concretă de la o echipă din străinătate, o echipă bună. Noi ne dorim să rămână alături de noi și să ne ajute, pentru că este un portarul echipei naționale, este un portar de foarte mare valoare și este un tip care are greutate destul de mare în vestiarul Rapidului.